Astăzi o să vorbim despre cum percep oamenii banii, cum percep relația cu banii. Este unul dintre primele lucruri pe care ar trebui să le facem atunci când ne stabilim obiective care sunt legate de bani. Și cel mai important lucru e că atunci când avem dorința să devenim la un moment dat independenți financiar sau să fie lucrul ăsta în controlul nostru, ar trebui să analizăm din ce perspectivă privim noi banii. Am fost crescuți spunându-ni se că trebuie să muncim foarte mult pentru a câștiga bani, ca să devii bogat, trebuie să fii norocos, să te naști într-o familie. Ori vremurile actuale ne arată că lucrurile s-au schimbat foarte mult și atunci când ne stabilim să un anumit obiectiv din perspectiva banilor, e extrem de important să ne gândim ce stă în spatele acelei motivații. Ca să schimbi, să-ți reformulezi mental un lucru legat de bani, te va ajuta să ții un echilibru în toate ariile vieții, pentru că atunci când vine vorba de educație financiară, este vorba de fapt despre cum trăiești tu bine și aliniat cu ceea ce spui să fie în concordanță cu ceea ce îți dorești să faci și întotdeauna va exista ceva care va impacta toate ariile vieții. Nu vei fi fericit doar în relația cu banii, vei fi fericit și în relațiile personale și profesional, pentru că a schimba o reformulare înseamnă ceva de genul: dacă zilele trecute mă gândeam că e greu să faci bani și de azi eu mă gândesc că sunt bine plătit pentru munca pe care o fac, o să aduc în jurul meu și o să atrag mai multă pasiune și asta va însemna că îmi rezolv tot ceea ce poate eu aveam de schimbat la mine. Banul îi ochiul dracului? Nu e ochiul dracului. Banii sunt o recompensă pentru efortul pe care îl depunem, pentru talentele noastre, pentru... Cred că așa ar trebui să privim lucrurile astea. Iar ceea ce întâlnesc eu în zilele noastre este că se schimbă cumva perspectivele oamenilor. Adică ei, noi ne dorim, poate că în trecut erau, alergam mult să îi obținem și ni se părea că e un efort prea mare și cumva nu mai aveam timp să facem alte lucruri. Eram atât de concentrați pe cum să-i facem și nu mai aveam timp să ne bucurăm că i-am făcut. Ori realitatea zilelor noastre și mai ales după pandemie și după ce, eu știu, avem un război la granițe și oamenii deja simt că și-au inversat cumva valorile. Nu-și mai doresc asta. Își doresc să se bucure de ei cât mai repede. Și cred că e un lucru foarte important pentru societatea noastră. Să ne gândim că putem deveni liberi financiari în momentul în care noi ne dorim. Banii vor dispărea? Posibil, cred și eu că la un moment dat nu va mai exista o monedă sau, mă rog, fizic, dar mai e până atunci.